Bună dimineața! A venit toamna și eu voi deschide cămara parfumurilor de toamnă și o să vă arăt ce parfumuri am pregătit eu pentru a purta toamna aceasta. Nu sunt foarte multe, deoarece vreau ca în fiecare săptămână să testez câte 7 parfumuri. Mai sunt și jos câteva, deci și sus și jos, da. Și să le luăm pe rând, zic, da. Voi spune doar câteva cuvinte despre ele și v-am zis că în fiecare săptămână voi face un vlog cu ceea ce am purtat săptămâna respectivă. Primul pe care am de gând și este aici așezat, am de gând să-l folosesc, este acest intens cafe de la Montale. E o combinație foarte reușită între un trandafir foarte frumos și o cafea de foarte bună calitate. O altă încercare de-a mea toamna aceasta este acest parfum de la Theodor Kalotinis. Ia să vedem care este. Este vorba despre plumeria. Da, un miros în principal floral, da? De la plumerii. Floral, dar și puțin pudrat și eu zic că se potrivește, dar toamna când e ceva mai călduț afară, hai să îl, de fapt nu o să reușesc să-l așez în cutie, de obicei prefer să le țin în cutii, pe cele de vară și primăvară deja le-am așezat la întuneric în cutiile lor. Un alt parfum care, să știți că pentru mine e puțin grețos. Este vorba tot de la un parfum de la Theodor Kalotinis, Coffee Addict, pentru că eu sunt o mare iubitoare de cafea, am zis să-l folosesc în această toamnă și v-am zis, săptămâna și cele 7 parfumuri, după care va urma un test. Cred că am mai vorbit despre acest parfum. Este un parfum, o combinație de caramel cu cafea, din punctul meu de vedere. Așa, în mare, da? Nu vorbim la un altul. Este acest Jo Malone, stați, English Pear în Fresia. Da, dacă denumirea v-ar duce cu gândul la un English Pear în Fresia, foarte puțină frezie, foarte puțină pară, în schimb simt un trandafir de dulceață nemaipomenit. În genul, să știți că ăsta se aseamănă cu Heru de la Narciso Rodriguez. L-aș folosi pe început de toamnă și cam atât, nu mai mult. Ăsta la fel, Lazy Sunday Morning, la fel în genul lui Narciso, v-am mai zis. Ăsta e pentru început de toamnă, pentru zilele mai călduroase, Narciso Rodriguez for her, iar îl voi folosi. Bun, ce mai am aici? Am de la Ego Facto, Full for Love, care v-am spus că mie îmi place foarte mult și la fel e de folosit în toamna și anotimpul foarte rece. Apoi am acest Prengard Atois, tot de la Ego Facto. Ia să vedem. Ăsta mi se pare că... Ia, hai să pulverizăm, să vedeți și voi. Da? Da? Azi mă chinuie aici mirosul.
un alt parfum pe care îl voi încerca în această toamnă, scuzați degețelul, a apărut așa, este acest Bottega Veneta, o piele și nu numai, e desăvârșit, lemnos, are de toate, la fel acest La Panther de la Cartier, sunt niște parfumuri elegante, la fel o să-l folosesc pe Jasmine Noir, pentru că e un floral lemnos, la fel o să folosesc Anjo Demon Eau de Parfum, un lemnos aromatic, puțin floral de toamnă, extraordinar. Ce mai folosesc? Voi folosi o Opera, care se potrivește foarte frumos și iarna. E un parfum foarte puternic. Love Don't Be Shy Kilian. E un dulceag, un gurmand, e nemaipomenit. Porto Bello, la fel, îl voi folosi. Deși le voi sunt de folosință și vara, dar spre seară, merg și iar și toamna, dar atunci când e frumos afară, Elis de la Rans, ăsta Tosca de la Sergiov, altul ce aș mai folosi, Mandragola de la Canto, ăsta e un parfum deosebit. Încă mai am de descoperit la el. E chiar foarte frumos, chiar foarte frumos. Are o dulceață a lui aparte și o dulceață și o putere. E ceva acolo care mie îmi place foarte mult. Velvet Vanilla iarăși merge, e pe vanilie și e foarte călduros, cozy chiar. Ăsta, un parfum de toamnă foarte elegant, Guerlain, da, Insolence de la Guerlain. Apoi am acest pudrat Les Belles de Ricci. Și acum care este că, na, da, am vorbit și despre el. Ricci Les Belles de Lis. De pis. E un tester făcut rost, ăsta e un discontinuat. Varianta veche a lui Opium o am aici, care la fel merge la nebunie toamna. Hai să și desfac. Da, știți cum miroase, e nemaipomenit de frumos. Da, hai să-l punem înapoi în cutiuță. Așa. Punem la locușorul lui. Ce mai folosesc? Ce mai vreau? Să folosesc un Tom Ford Velvet Vanilla. Ăsta, ce să zic, mai am trei picături acolo, Allure Sensuelu, da, așa la plăcinte. Olimpea iarăși l-aș folosi de la Paco Rabanne, scuzați, My Barbary Black, Black-ul, Zadigan Volteru merge și ăsta e atemporal, nu așa, iarăși super, super, super Live Color Folly de la Kate Spade, din păcate nu se mai găsește. Și eu am făcut o descoperire, acesta seamănă cu un super parfum. La momentul respectiv o să desconspir când o să fac aceeași mărie cu altă pălărie. O să folosesc acest Vince Camuto de la Vince Camuto, care aduce cu... Oh, la vie belle! Iarăși o prospețime în primă toamnă și așa. O de mervei pe care îl voi folosi non-stop, chiar și vara, chiar și toamna. Dune de la Christian Dior, o apă de toaletă superbă. Coco de la Chanel, iarăși foarte potrivit, mai ales pentru ocazii mai așa
deosebite. Acest Oriental Lounge de la Different Company, bineînțeles Saffron Amber, cea care l-a primit cadou, poate să zică, domnule, îmi place, nu-mi place, mă dau cu el, nu mă dau, că aș vrea să avem și un feedback. M-ar interesa foarte mult. La danța de la Libelula, e un lăptișor cald cu vanilie care ar merge pe frig, Hindi Wood de la Illuminum, iarăși vreau să-l port. Și v-am zis, recenziile lor vor veni săptămânal în funcție de ce aleg eu să port. Ormond Jane Tiare, iarăși e de toamnă și frumos. Pentru vară parcă era puțin prea necăcios. Un altul, Indian Wood de la Illuminum, chiar tot așa îmi place. Ego Facto, Me, Myself and I, iar o să-l încerc. Și nu vorbesc prea mult despre ele, că v-am zis, le voi purta săptămâna și eu vă voi zice ce și cum. Acest Fatal Intense Agent Provocateur, după aia de la Elizabeth Arden Always Red, de la Jean Couturier ăsta, Coriandru. Iar un frumușel este și acesta, de la Pascal Morabito, Sultan Noir. De la Thierry Mugler, acest, da, hai să se focalizeze puțin, Miroir de Majesté, de la Thierry Mugler. Ăsta e un Mugler cu ud. Ăsta care îmi place la nebunie, Humanity, de la Mugler. E super frumos și super, super persistent și super siaj. Bineînțeles, Alienul de la Mugler. Și altul, ăsta, Aura Mugler, da, care iarăși e foarte frumos. Și să vă zic un secret, este preferatul Sofiei. Asta e, dar mie mi se pare un parfum mult prea puternic pentru ea. Dar ce să-i fac? Îi place, da? Vedeți inimioara verde? Iarăși eu zic că merge bine de toamnă. Hai să coborâm un pic. Ce aș mai purta eu? Aș mai purta acest terracotta, deși se poartă foarte frumos și simplu și vara, cașmirul care merge și iarna, acest Just Jack Wild Orchid, care e nemaipomenit pentru cele care nu l-au luat, dat sfuguța, dacă se mai găsește, și ce aș mai purta? Acest Just Jack, ia să vedem noi, să se focalizeze, Lady Noir, iarăși un parfum ieftin și foarte bun, care este o copie a lui Tom Ford. Așa, și hai să, și un Escada aș purta, deși nu prea-i preferatul meu, l-a consumat mai mult Sophie. E, și cam acestea ar fi propunerile mele de toamnă, pentru toamna aceasta. Și săptămânal voi alege câte 7 parfumuri sau dacă voi alege să mă dau de 2 ori cu câte un parfum ca să îmi dau seama mai bine cum stă treaba, apoi facem topul săptămânal. Și veți ști la un moment dat ce v-ar plăcea să cumpărați. Acelea sunt niște clone pe care eu le-am păstrat pentru că îmi plac foarte mult. Și acestea sunt propunerile mele pentru toamna aceasta. Eu sunt cam răcită, de-aia am și filmat așa
videoclipul ca să nu vedeți nasul roșu, cât un bostan, că tot se apropie Halloween-ul. Sper că v-a plăcut. Închidem cămara și eu vă doresc vizionare plăcută. Vor urma și niște hauluri și niște testări și baftă, succes pentru câștigarea giveaway-ului din 1 decembrie și multă sănătate și spor să aveți în toate. La revedere!